Cine se atașează de acest festival, se atașează de ceva foarte profund, greu de definit în câteva fraze, dar există aici o energie pozitivă extraordinară. Orașul ăsta, parcă a fost făcut de la început să primească teatru în el, este una dintre cele mai frumoase piețe din lumea această piață, pentru că are ceva dintr-o scenografie deja pregătită, o scenă urbană cu toate acele clădiri și acei ochi de pe acoperișul, parcă deja privirile sunt acolo. Mai trebuie să vină actorii, să mai vină, știu eu, saltimbancii, să facă ceva. Sibiu este, într-adevăr, un fenomen extraordinar. Eu constat de vreo 15 ani la Sibiu, sunt îndrăgostit și de alte festivaluri, pe festivalul de la Avignon, dar uman vorbind, și revin la o anecdotă pe care am mai povestit-o, ceea ce se întâmplă aici este extraordinar. Americanilor le-am pus întrebarea aceasta acum câțiva ani, când plecau înapoi cu autobuzul și erau destul de supărați că mergeau înapoi la București, de acolo luau avionul și se termina sejurul în România și i-am rugat să-mi răspundă la o singură întrebare. Ce a plăcut cel mai mult la Sibiu? Și mi-au spus această frază pe care o consider emblematică, cel mai mult mi-a plăcut că am putut să pierdem timpul. E bine, când americanii vin în România ca să pierdă timpul, este un lucru fabulos, înseamnă că România deține, ceea ce spun francezii, un savoir-faire, adică o știință de a pierde timpul în favoarea omului. Pentru că noi pierdem acum timpul pe planetă în favoarea societății de consum, în favoarea industriei de divertisment, în favoarea, știrilor inutile, în favoarea rețelelor de socializare care ne ronțe și ființa și timpul, dar a pierde timpul la Sibiu în grădina festivalului este ceva fabulos și noi România am putea vinde știința de a pierde timpul occidentalilor. Iartă-mă că te întrerup, dar nu pot să-mi reprim instinctul de a face o referință care poate să pară foarte pedantă și pretențioasă, dar care e absolut relevantă, cred, la postul ce spuneai. Este un gând al lui Bertrand Russell, marele scriitor, filozof, care a primit de Nobel pentru literatură, printre altele. E foarte greu să te aduci, așa că spun în original și poate mă ajungi tu să te aduci. Și e exact definiția acestei stări de pierderea timpului, de a dată o investiție în propria ta personalitate. El spune așa, the time you enjoy wasting is not wasted time. The time you enjoy wasting is not wasted time. Pe românește ar fi timpul pe care îți face plăcere că pierzi, nu e timp pierdut. Sigur, pentru că tot cei care pleacă de aici, pleacă de fapt cu o cantitate de timp câștigată. Pentru că s-au restructurat mental, s-au restructurat emoțional. Pleacă purtând în ei imagini, emoții și contacte. Este deci un dar general pe care ne-l facem reciproc. Și astfel de festival, sigur că există în Europa o industrie a festivalelor, mai ales după căderea comunismului, s-au dezvoltat în toate orașele mari. Există festivalurile FAR, pe care le știi foarte bine. Ceea ce este important la Sibiu e că și-a găsit identitatea adaptată a acestui oraș și la nivel, deși un festival foarte mare, e la talie umană. La fel cum sunt clădirile în Franța, la un moment dat, pe vremea mea până în al treilea, Osman a spus să nu construim niciodată clădiri care să fie mai mare, mai înalte decât lățimea bulevardelor, ca să existe o armonie. La Sibiu există această armonie cu totul și cu totul special.